Bogdan era în bucătăria fetelor și a mamelor și spunea că mai era niște ciorbă pe care trebuia să o dea la câini și au început glumele sau nu, pentru că nu m-am prins dacă erau doar niște glume, cum că să dea oala la câine să mănânce din oală și după o spală. Iar doamna Crin a zis, ce e problemă, nu avem detergent, nu avem apă. Și doamna Nadia, foarte panicată, cum să mănânce de unde mâncăm și noi? Spunea că la băieți a văzut o farfuriuță mică de la bucătăria băieților pusă pe jos să mănânce câinii, pisicile și zicea cineva că era farfuria pentru miții. Iar doamna Nadia a zis, păi da, să fie farfuria pentru pisici sau pentru câini, nu cea din care mănâncă și ei. Și spunea că nu o să mai mănânce din acele farfurii, iar cineva spusese să se oprească cu acest subiect și doamna Crin a zis, lăsați să audă și dumnea ei de unde a mâncat toată această competiție, că de acolo au mâncat și câinii și pisicile. Și Andreea a plusat și spunea de câte ori s-au urcat miții pe masă și a mâncat din mâncarea lor. Nu știu cât a fost glumă și cât adevăr, însă doamna Nadia chiar părea panicată și deranjată de acest lucru.